În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și Sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim. Iubiți credincioși, astăzi este cea de-a treia duminică a Sfintelor Sfântului Post și Sfinții Părinți au rânduit a ne prezenta în mijlocul Bisericii Sfânta Cruce. De ce anume? Pentru că este un popas. Sfânta Cruce, spre deosebire de Sfânta Cruce pe care o prăznuim la arătare pe 14 septembrie sau de ziua Crucii pe 1 august, astăzi este prezentată ca un reper. Se apropie înjumătățirea postului. Miercuri este jumătatea postului. Adică până acum am intrat în post și după care începem să ieșim din post. Și de aceea Sfinții Părinți ne-au rânduit astăzi ca acest reper al Sfintei Cruci să ne arate puțin din sensul vieții noastre. Cine aude despre Sfânta Cruce, la început ia o mină serioasă. Chiar ne spune Sfântul Apostol Pavel, semnul crucii pentru cei ce pier este nebunie, iar pentru noi cei ce ne mântuim este viață veșnică. Sfânta Cruce nu trebuie nici să sperie, dar nici să facă pe cineva să se creadă mai mare decât este. Sfânta Cruce ne arată sensul în care trebuie să mergem. În momentele în care avem în viață o greutate mai mare, spunem că suntem la o răscruce. Ca bază, tot crucea este. Acea răscruce poate să însemne un moment de cotitură în viața noastră. Putem să o luăm la stânga, la dreapta, să mergem înainte sau să ne întoarcem. La orice răscruce avem posibilitatea de a schimba direcția. Dar astăzi Sfânta Cruce ne arată sensul în care mergem. Dacă am ajuns la jumătatea postului, cu siguranță că nu putem să ne întoarcem, pentru că distanța până la punctul final este aceeași cu cea pe care o avem ca să ne întoarcem la punctul de care am plecat. De aceea, astăzi, aflăm de la Mântuitorul că sensul Sfintei Cruci este numai înainte. Ne amăgim să credem că putem să o facem la stânga sau la dreapta sau că să ne întoarcem. De multe ori, atunci când un om, mai ales dintre cei care au ajuns la o anumită bunăstare, să spunem așa, materială, sunt auziți de către cunoscuți, de către vecini, de către prieteni, atunci când își dau seama că se mișcă ceva teluric în viața lor, spun toți la unison, aș da orice numai să trec peste asta. Ce înseamnă să dăm orice? Un om care începe să simtă boldul îmbolnăvirii, ar spune, aș da orice din ce am dobândit, inclusiv casa, numai să mă văd sănătos. Unul care se simte așa cam pe ultima sută de metri, spune, aș da orice, numai să mai trăiesc o zi. Unul care este într-un necaz mare, spune la fel, aș da orice, numai să trec hopul acesta. Ei bine, Mântuitorul ne spune astăzi și ne așează o întrebare cu totul și totul excepțională. Ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Sufletul putem să spunem că înseamnă și fericirea noastră. Și de multe ori constatăm că am greșit undeva, sau ni se pare nouă că nu suntem acolo unde trebuie, ni se pare că suntem în mijlocul unor greutăți mai mari decât ne-am așteptat și aflăm de fapt că acesta este prețul pe care l-am dat ca să obținem ceea ce am obținut. Acum, că tot este la modă să te plimbi cu duba pe străzi, vă imaginați că toți dintre cei care au băgat mâna mai la adânc așa ar spune, aș da de 10 ori cât am luat numai să scap, să dorm noaptea acasă? Vă imaginați că această Evanghelie pe care Mântuitorul și acest cuvânt l-a spus acum 2000 și ceva de ani în urmă, este
mai aplicabil în ziua de astăzi decât oricând și cred că așa a fost mereu. De aceea trebuie să ne gândim de ce au rânduit Sfinții Părinți ca în săptămâna aceasta, cea din jumatea postului, să avem în față Sfânta Cruce. Ca să nu ne mai amăgim, fraților. Să nu credem că este loc de întors. Vă să zic că dacă am ajuns până la jumătate, imaginați-vă că suntem într-o pădure și știm unde trebuie să ajungem, dar am obosit. Și obosind ne gândim, mă, să mă întorc. Păi dacă mă întorc, parcurg aceeași distanță pe care o am de parcurs până la punctul terminus. Atunci mai bine să o iau înainte. De aceea astăzi și toată săptămâna aceasta va fi crucea în mijlocul bisericii. Să știm că acesta este sensul vieții. Să mergem înainte. Vă mai aduceți aminte de cel care și-a văzut învățătorul pe malul celălalt al unui râu foarte abrupt, foarte adânc și foarte repede curgător la vale. Și a făcut semne disperate până când învățătorul l-a văzut. Da, după ce l-a văzut, l-a mai lăsat să mai dea din mâini ca să simtă într-adevăr că trebuie să facă un efort. După care l-a întrebat, ce vrei? Ce, învățătorule, vreau și eu să vin pe malul celălalt. Și a spus, da, ești deja pe malul celălalt. Așa ne spune și nouă Sfânta Cruce. Suntem deja exact pe locul pe care trebuie să îl ocupăm. Nu trebuie să o facem nici la stânga, nici la dreapta, nici nu trebuie să ne întoarcem, ci pur și simplu să mergem înainte. Dacă am început postul, să mergem înainte cu postul. Dacă nu l-am început, din binecuvântate sau chiar nebinecuvântate pricini, aflăm astăzi calea postului, care este înainte. Să știți că Sfintele Paști vor veni pentru toate categoriile de oameni. Și pentru cei care s-au trezit de dimineață și pentru cei care au zis 3, 4, 5 acatiste până să plece la serviciu, dar să știți că vine și peste cei care n-au ținut nici măcar o zi de post. Acum, măcar dacă s-ar trezi în ceasul al 12-lea, pentru că datoria bisericii este de a aduce aminte că și cel din ceasul al 12-lea, ca și cel din ceasul întâi, va primi plata. Frumos spune cuvântul de învățătura al Sfântului Ioan Gură de Aur din noaptea Sfintelor Paști, veniți toți că zvițelul este gras. Și cei care au postit și cei care n-au postit. Dar dacă tot avem posibilitatea să ne mai șlefuim, de ce să nu o facem? De ce să ne speriem că n-am început-o de dimineață? Oricând s-ar afla trezirea noastră, să știți că este o realitate. Crucea ne așteaptă nu în primul rând pentru răstignire, cât pentru înviere. Dacă v-ați uitat, pe o Sfântă Cruce ortodoxă, negreșit pe o parte este răstignirea și pe cealaltă parte este botezul Domnului. De ce să ne speriem de Sfânta Cruce? Sfânta Cruce nu este o sperietoare, ci este un semn încurajator. Este un semn care să ne arate direcția. Este un semn care să ne spună că suntem pe malul bun al unui râu învolburat și nu trebuie să-l trecem. Trebuie să mergem numai în linie cu granița pe care râul a tăiat-o în pământ. Să știm că Sfânta Cruce este cea care ne duce înainte. Nu trebuie să ne întoarcem. Iubiți credincioși, Mântuitorul astăzi ne spune cum însă trebuie să luăm Sfânta Cruce cu noi. Sunt foarte mulți dintre cei care au dobândit, să spunem așa, un soi de viață spirituală, care spun că este suficient să fie împăcați cu ei înșiși și să vezi, Doamne, că o să ajungă bine. Dar mă întreb așa, cine le spune că o să ajungă bine? Trebuie să aibă neapărat un semn după care să meargă. Chiar dacă veți ști foarte bine un oraș prin care mergeți, să zicem așa, cu mașina, la un moment dat, dacă nu ar fi pe străzi niște semne de circulație, n-ați ști cine are prioritate și cine nu. V-ați opri și ați încurcat circulația atunci când ar trebui să mergeți înainte? Sau n-ați fi atenți și ați luat dreptul altuia care s-a supărat pe dumneavoastră? Chiar dacă știm perfect harta, de la o zi la alta se poate întâmpla ceva, se poate întâmpla o avarie și se închide o stradă și trebuie să o ocolim într-un anumit fel.
iubiți credincioși, trebuie să știm întotdeauna că o viață spirituală trebuie să fie urmărită în parcursul ei după semnul Sfintei Cruci. Și anume, ne spune Mântuitorul clar ce este Sfânta Cruce și cum trebuie să facem luarea crucii. Și spune în câteva principii: cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Este simplu, dar numai așa, pe suprafață. În primul rând, ne cere Mântuitorul să avem voință liberă. Cel ce voiește să vină după mine. Va să zică cel ce voiește. Cel ce nu voiește, poate că va rândi Dumnezeu, nu voiește astăzi, dar o să voiască altă dată. Dar datoria noastră, a celor care vrem să mergem și să ne luăm crucea, nu este aceea de a-l trage de mânecă pe celălalt. Bă, vină după mine! Așa se întâmplă și în familie și așa se întâmplă și în societate. Dacă vrem să ne folosim energia așa cum se cuvine și să nu ne pierdem în păreri de sine diverse, trebuie să știm că a lua crucea este un semnal strict personal. Dacă noi vrem să luăm crucea, atunci o luăm și mergem mai departe. Cel care ne va vedea și pe noi că am luat-o mai bine înainte, poate că va vrea și el. Dar dacă îl luăm așa, cum zice românul, cu arcanul după noi, să știți că acela se răzvrătește. Niciunui om nu îi este comod să facă ceea ce îi se spune. De la început a fost așa și va fi până la sfârșitul veacurilor. Va să zic că dacă vrem să urmăm pe Hristos, trebuie să o facem în modul cel mai personalizat cu putință. Dar să nu-l uităm pe Zaheu, vameșul, care atunci când l-a primit pe Mântuitorul în casă, adică și-a deschis ochii și și-a ridicat mintea de la cele materiale, adică de ce s-a suit Zaheu în dud? Ca să iasă din buzunar și să se suie în minte și în inimă. Și i-a zis Mântuitorul: grăbește și dă-te jos, adică nu rămâi numai în inimă, în minte. Coboară puțin, că mai jos este inima. Din minte l-a coborât în inimă. Ei, după ce l-a coborât în inimă, a intrat în casa lui și a simțit Zaheu să spună că de acum înainte își va schimba viața. Și i-a spus: jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Acum vă imaginați că Zaheu nu era de capul lui. Zaheu avea o familie și dacă tăia el de 4 ori averea sa, bineînțeles că și ceilalți din casă aveau de suferit într-un fel sau într-altul. Așadar, când voim să mergem după Mântuitorul, avem obligația să-i cam trage și pe ceilalți. Nu forțat, dar să le arătăm cam cum se face. Pentru că dacă nu vom face așa, cu siguranță că încet, încet noi ne luăm cu entuziasm crucea, dar la primul semnal al celor din casă, când te uiți înapoi că au rămas ceilalți în urmă, începe să șovăie mintea și să te întorci și tu. Și în loc să ia și ei crucea odată cu tine, lași tu crucea și te întorci după ei. Va să zic că această voință ține și de noi personal, dar trebuie să avem grijă și de neamul nostru ca să-l ridicăm mai departe. După care Mântuitorul spune să ne lepedăm de noi. A, vezi, spune foarte bine. Ai, ce simplu este. Ca un om care are datorii la bancă și spune să mă lepăd, Doamne, m-aș lepăda de rata asta, să nu mai aud de franc și așa mai departe. Ai, ce e mai simplu decât să ne lepădăm de noi? Păi nu de datorii, fraților. Trebuie să ne lepădăm de pretențiile pe care le avem, de tot ceea ce credem noi că este bine, de racilele noastre. Noi am vrea să ne luăm crucea, dar să rămânem într-o stare de comoditate. Că așa e omul. Trebuie să vorbim despre alții, Doamne ferește, despre noi prima dată. În starea asta de comoditate, să știți că nu o să ajungem nicăieri. Nu o să ajungem nicăieri pentru că orice lucru comod nu face parte din sensul vieții și nu face parte nici măcar din sensul crucii. Face parte doar dintr-un macroechilibru, ca să zic așa. Că se spune de către cei de dinaintea noastră
că după două, trei generații care adună, vine una care cheltuie. Cam așa se întâmplă cu comoditatea noastră. Ne putem număra odată cu generația care vine numai să cheltuie. Adică tot ce au adunat ceilalți e la dispoziția noastră. De aceea, fraților, trebuie să deschidem foarte bine ochii. Va să zic că să ne lepădăm de noi, să ne lepădăm de comoditate, să ne lepădăm de lenevire și dacă ne lepădăm de ceva, se va face loc pentru altceva. Se va face loc să ne vedem pe noi înșine, pentru că s-ar putea ca această comoditate și lenevire să nu ne dea voie să ne vedem pe noi înșine. Va să zic că ne putem vedea pe noi înșine în oglindă numai atunci când între noi și oglindă nu mai există nimic comod, nu mai există niciun lucru care să ne împiedice. Va să zic că cine voiește să vină după Mântuitorul, să se lepede de sine. Apoi urmează să-și ia crucea. Fraților, păi stați așa, nu se inversează lucrurile. Vedeți că n-am luat crucea și după aia am făcut lepădarea de sine și, vezi, Doamne, am vrut să o facem. Nu. Să știți că toate își au un plan. V-am mai spus odată despre ucenicul meu, aveam un ucenic mai de mult, căruia atunci când îi spuneam ceva, n-apucam să termin fraza, că îi zicea, gata, am înțeles și pleca. La prima cotitură, cum se întâlnea cu vreun ucenic de-al meu sau vreun fin, îl întreba, dar ce a vrut să zică? Păi, dar ție ți-a zis față către față, de unde să știm noi? Bă, dar tu ce bănuiești? Păi, dar tu ce-i pleca lui el? Mi s-a părut că am înțeles. Mă, până nu ți se pare definitiv că ai înțeles, nu pleci. Așa se întâmplă și cu noi. Ne pregătim, luăm toate ca o mașină de aia de pompieri, când se suie toți, vine semnalul, se suie toți în ea, pornesc, să numără, să vadă dacă sunt toți și pe drum unul întreabă, zice, dar unde mergem? Păi ce, n-am luat adresa. N-am întrebat de adresă. Cam așa se întâmplă dacă inversăm. Luăm crucea și după aia zicem, da, da, e cam grea, pot să o duc, nu pot să o duc, mă ajută, bă, careva. Nu, trebuie întâi să ne lepădăm de noi, adică să nu mai avem alte greutăți. Pentru că dacă ai alte greutăți și iei și crucea peste greutăți, s-a terminat, mor sub ea. Deci trebuie să avem un plan de atac. Zicea Părintele Arsenie, Dumnezeu să-l odihnească, zice, tată, războiul duhovnicesc se face și ca ăla după câmpul de luptă. Trebuie un plan de foc. Adică, în primul rând, când îți așezi tunul, trebuie să știi că acel tun e așezat pe un afet, adică pe un suport de tun care să-l țină. Pentru că altfel te omoară pe tine prima dată. Când pleacă ghiuleaua în partea elaltă, pe tine te-a dat jos. Trebuie să fie stăpân pe pământul de sub el. După care te uiți să apreciezi cu cine te lupți. Păi dacă te lupți cu unul mai puternic ca tine, nu o să folosești niște cartuce de 7.62 că te face praf celălalt. Folosești armament în legătură și pe măsura celui cu care te lupți. După care trebuie să știi în ce direcție este, pentru că nu trage așa aiurea. După care, aflând direcția, trebuie să apreciezi la ce distanță de tine este, ca să aranjezi înălțătorul, înălțător 3 la 100 de metri, înălțător 2 la 200 de metri și așa mai departe. Pentru că întotdeauna trebuie să știi cât de departe e vrăjmașul. Și l-a întrebat cineva, zice, părinte, care păcat este cel mai mare? Și cel pe care l-ai. Degeaba o să spun eu că mândria dacă tu ești smerit. Degeaba o să spun eu că beția dacă tu nu bei niciodată decât apă. Vrăjmașul este cel de lângă tine, ăla de aproape, la care trebuie să folosești înălțătorul cel mai mare ca să fie arma lângă el. De aceea trebuie să știm cum se folosește armamentul din dotare. Iubiți credincioși, crucea este armamentul nostru din dotare. Crucea înseamnă să poți să folosești tot ceea ce ai la îndemână. Pentru că dacă nu folosești tot ceea ce ai la îndemână, e posibil ca vrăjmașul să te bată cu armele tale. Dacă tu lași sprijinit colo un pistol pe care nu l-ai folosit cum trebuie, bineînțeles că îți folosește vrăjmașul. Asta înseamnă să luăm crucea și să mergem după Hristos. Acum, să știți că dacă mergem după Hristos, nu mai trebuie să întrebăm adresa, că știe El unde ne duce și ne duce la loc sigur. Vă să zic că trebuie să fim atenți
ca în această Duminică a Sfintei Cruci să plecăm spre casele noastre cu un gând. E clar că înainte nu mai putem, înapoi nu mai putem da. Direcția este cu sens unic, înainte. Și dacă am aflat lucrul acesta, nu ne mai muncim mintea cu tot felul de comparații. Bă, dar dacă făceam eu cu tare sau cu tare, ia să mă întorc să fac cu tare. Gata, am scăpat de aceste gânduri. Aceste gânduri, să știți, că ne ocupă cel puțin 60% din minte. După care, dacă scăpăm de ele, mai sunt celelalte 40% care ne spun, mă, dar vezi că cu tare e înainte, sau e în spatele tău, sau e în stânga ta, sau în dreapta ta. Dacă am scăpat de aceste gânduri, înseamnă că ne-am lepădat de noi și lepădarea de noi, să știți că este o realitate. Așadar, iubiți credincioși, în duminicile acestea, ale Sfintei Cruci și în celelalte zile care ne despart până la jumătățirea clară a praznicului postului celui mare, să fie posibilitatea noastră de a ne lua crucea ca pe o busolă și să o ținem numai înainte, să nu ne mai uităm în stânga sau în dreapta, pentru că direcția noastră nu este nici în stânga, nici în dreapta. Este înainte. Vrăjmașul nostru, să știți că nu este nici în stânga, nici în dreapta. Este propria noastră persoană. Dacă ne împăcăm cu propria noastră persoană, ne-am făcut pace cu toată lumea. Dacă vom fi în război cu noi și nu ne place de noi, să știți că putem să ne împăcăm cu toată lumea, dar n-am rezolvat nimic. De aceea sensul Sfintei Cruci este a merge înainte cu pace, a fi împăcați cu noi înșine și cu Dumnezeu, pentru că direcția ne dă Hristos, care ne-a spus că trebuie să venim după El. Și dacă venim după El, nu mai e nevoie să știm adresa. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu și cu ajutorul Sfintei Cruci să ajungem odată cu Hristos la praznicul cel mare al Învierii Domnului.